În prezența șefilor de la Consiliul Județean, a comandanților structurilor MAI, a directorilor instituțiilor deconcentrate și subalternilor din prefectură, prefectul Dan Șlincu a prezentat activitatea de peste an a angajaților din prefectură și le-a mulțumit colaboratorilor. Reprezentantul guvernului în teritoriu a făcut precizări despre aproape fiecare instituție ce se află în subordinea prefecturii. De interes este însă activitatea de la Serviciul Public Comunitar pentru permise auto și înmatricularea vehiculelor. În anul 2017, acest serviciu a fost luat cu asalt. Odată cu eliminarea timbrului de mediu, numărul autoturismelor a explodat la Botoșani. Plinie de matriculă și evidența vehiculă, în anul 2017 s-a încasat și depus la caseria instituției prefectului din valorificarea plăcuțelor cu numerele de matriculare suma de 1.402.938 de lei. În perioada de referință s-au implementat 16.474 dosare în vederea obținerii certificatelor de matriculare. Cei prezenți au fost invitați să ia cuvântul la finalul prezentării. Singurul care a dorit să aplaude activitatea de la prefectură a fost chiar fostul prefect, actualmente șef de Consiliul Județean, Costică Macaleți. Pentru că suntem aici, în acest cadru, rugămintea mea pentru șefii de instituții de concentrate ale ministerilor, cei care dați avize, acorduri, autorizații, s-o dați cu celeritate și în mod special pentru cele care țin de fonduri europene. Costică Macaleți a felicitat și subprefectul județului, pe Daniela Lozneanu. Aceasta însă era ocupată să-și verifice telefonul.